Câmpurile de la Biezuri ale Mehedințiului, unice în Europa prin frumusețile lor. Localitatea Izverna oferă priveliști impresionante, dar și legende care atrag turiști de pretutindeni. Uriașii ar fi trăit pe aceste meleaguri, lăsându-și amprenta chiar într-unul din la Biezuri. Comuna Izverna este o frumusețe rară întâlnită, unde întâlnim foarte multe atracții turistice, printre care și câmpul de la Biezuri. Aer curat, oameni frumoși și muncitori întâlnim în Poiana Beletina. Acțiunea apei care curge în șiroaie formează aici unul din cele mai spectaculoase capuri de la Biezuri din România. Legenda spune că în Poiana Beletina din localitatea Izverna trăia un uriaș pe nume Novac. Ajunși aici, puteți observa chiar una din urmele lăsate de el. La Biezurile sunt șanțuri apărute în urma dizolvării și erodării terenurilor calcaroase. Istoria spune că pe aceste meleaguri trăia un uriaș pe nume Novac, iar dovada ar fi chiar urma tâlpii lăsate într-un lapiez. Acolo, mai jos la curba acolo, urma lui Novac, așa îi spune. Așa e legenda. E o urmă în piatră acolo, că a fost Novac, un om uriaș, și se cunoaște piciorul cum a călcat în piatră. Frumusețile acestei zone merită văzute, iar comuna Izverna nu poate fi exclusă de pe lista locurilor care trebuie vizitate.